Am revenit de la un magazin de ăsta de antichități. Antichități. Nu, bineînțeles, numai porcării. Cum e și în Mamaia. Auzi? Mamaia, Eforie. Cuvățelele astea. Stațiunile noastre românești. Ce? Da, mă, Cristian, că de-astea găsești și la noi. Astea chiar că găsești și la noi. Astea au frate. Oh, give me to me room. A, în cojițe. Ia-i dacă vrei. Da. Deci plouă rău, frate. Nu foarte rău, dar plouă destul de tare. E enervant că nu poți să te duci la plajă să faci cufundări. E enervant, nu? Faci plimbări. Hai, repede sub umbrelă să nu ne... La neagră? Da. Pe n-am vrut o pare. Ne-am luat și umbrelă neagră. Da. Lasă-mă să uite pe unde merg, ce? Da. Dezmochin? Dezmăslin? Dezmăslin, un desfăcător. Și Pavel, da? Mai mic, mai mare, depinde ce desfaci cu el. O bere, o... De șampanie. Dar de ce asta-s interesant? Nu știu cum am oamenii ăștia curaj să ne lase pe noi, românii, în magazin singuri. Azi, cam nebun la cap. Bine, mie nu-mi place să dau, nici nu-mi place să dau cu Giul așa, dar... Mă gândesc eu, că se mai gândesc și ei. Bă, i-au lăsat pe ăștia, ne fură, ne... Că-ți dai seama. Românii. Gioala. Ana, ce fel e asta, frate? Hmm? E brățară? Da. Da, mă, cap de pe. Românii dă cu Giula. Auzi. Vezi, se vede. Cum a intrat un român în magazin în spate acolo, cum stă cu ochii pe el. Fură, nu fură? Ce crede, că eu nu-mi dau seama? Dar cel mai tare mi se par astea, stelele astea colorate. Astea sunt bine, astea sunt făcute din Ipsos. Dar sunt unele... Deci steluțele astea de mare sunt roșu, galben, albastru, verde. Ce șmeche sunt astea? Uite, dop de plută, din ghiveci. Cristina, 4 euro, uite. Astea sunt handmade, cred. Astea-s mișto. Da. Tu da, adevărul că nici nu prea ai ce face, n-ai pe timpul ăsta ploios pe insula asta. Pe insula asta pustie nici n-ai ce face. Dar pe insula asta mă mai filmezi și pe mine sau te filmezi doar pe tine pe insula asta? Ce? Pe insula aia te filmezi doar pe tine? Că ce mai trebuie ție? Primul câine! Da, poate mă mănâncă naibii. Uite o pisică. Și o pisică? Și Cristina? Fraiera? Fraier, ești tu, mă. De ce mă faci fraier? Bineînțeles. Aici cel mai naș patricoi e 10 euro. Băi, ești bun la cap. Stai să vezi. Stai să vedeți. Deci, un tricou ăsta. Nu vine să cred. Uite-te la el. 10 euro. Un tricou ăsta. Fake. Nu știu cumva, să, mie mi-ar fi rușine să vând așa tricouri la 10 euro. Porcării de-astea. Păi la noi te duci, frate, cu 10 euro și ți-e unul de șmecherie. Berșca, pull&bear de-astea. Mă înțelegeți? Și strada încolo. Strada. Cărți. Deci să fiu alea, dacă ce facem? Dacă plouă pe aici? Deci dacă plouă, nu ai ce face efectiv. Cât dracu, stai o dată, de două ori, de trei ori în terasă, dar o să stai toată vii, să stai în terasă și în casă. Bineînțeles că noi am mai... Uite astea scrisina alea. A, 6 euro. Pe așa erau și alea la preț, tot 6. Dar aveau și alte forme diferite. Și nu merge mai încolo. Dar alea nu erau la Panagia acolo? Da, da.
Hai, poate mai găsim pe aici. Vrem să luăm și noi niște suveniruri, dar... O sticlă de ulei... O sticlă de ulei. Aici totul e pe bază de ulei, bineînțeles, că altceva dacă e... Dulceață, eu știu ce n-ai... Miere, măsline, ulei de măsline și numai de-astea. Un butic. Păi, deci ca să vii aici, cred că trebuie vreo 3000 de euro ca să stai așa, pe bara săneală. Dacă vii pe sărăcie, nici nu merge. Stai în casă, nu, doar să te plimbi așa, e nașpa. Noi am venit așa, cât de cât, nici pe sărăcie, dar nici pe bogăție. Măcar mai ieșim, mai ne plimbăm. Mama mi-a făcut o tură cu ATV-ul, deci cu ATV-ul e super șmecherie. A nimerit un drum de ăsta de off-road, 30 de euro i-am dat la 3 ATV-uri, i-am dat 30, că era 35. A negociat 5 euro, 15 euro, cam așa de grup. Dar a făcut un off-road foarte șmecherie, nu știu cum să vă zic. Hai că filmăm și mai acolo, că mai sunt vreo 2-3 bazare de-astea pe aici, ne mai uităm. Ne uităm că de cumpărat oricum nu cumpărăm nimic. Eu dau comandă pe net. Auzi, eu dau comandă pe net și vin toate acasă, adică nu cumpăr de aici nimic.